Caz șocant la Iași, un preot din cartierul Galata a fost găsit spânzurat în podul casei. Sora sa este cea care a făcut cumplita descoperire și a alertat autoritățile. El nu a lăsat în urmă niciun bilet de adio. Apropiații cred că preotul și-a pus capăt zilelor din cauza că se afla în divorț cu soția. De asemenea, cei din familie spun că era negru de supărare după ce soția lui a plecat de acasă. Cei doi nu mai locuiau împreună de câteva luni după ce femeia s-a mutat la București împreună cu fetița lor. Preotul a rămas să stea cu băiatul lor în vârstă de 18 ani. Mai mult, femeia ar fi cerut și ordin de protecție în 7 august împotriva soțului și a soacrei. Judecătorii au acordat însă ordin de protecție doar împotriva soacrei, iar femeia a cerut divorțul. E un păcat. De viața singur. Asta vă pot spune. Mai ales fiind hirotonist. Spun cinstit, eu n-aș face gestul ăsta. Trebuie să trăim câte zile avem, câte ne-a dat Dumnezeu. De mormântat poate fi mormântat, dar fără slujbă, fără preot. Potrivit învățătorii bisericești, oamenii care aleg să-și ia viața s-au lepădat de credința în Iisus Hristos și de nădejdea în Dumnezeu, iar necredința și deznădejdea sunt păcatele despre care Sfânta Scriptură spune că nu se vor ierta. Biserica spune că o persoană care își ia viața nu poate avea parte de o slujbă de mormântare, decât dacă aceasta nu se află în deplinătatea facultăților mentale în momentul săvârșirii faptei. Deocamdată se fac investigații pentru stabilirea circumstanțelor sinuciderii preotului de la Iași.